Am plecat la gară. Este ora 6 și 23 de minute și am plecat la gară la 6:57. Avem trenul. Deci ar cam trebui să fim ok cu 30 de minute înainte. Să nu cumva ca acela să fie trenul, nu știm încă. Vom vedea dacă a ajuns deja pe linie sau nu. Cert este că avem vreo 3 ore și jumătate, 4 ore de aici până în Paddington și din Paddington o să luăm metrou până în Farrington, de acolo luăm un alt tren până la Luton și de acolo un minibus că ne lasă nu știu unde. În fine, deci ideea e că trebuie să schimb de 3 ori. N-am avut încotro. Treaba e bună că stăm la clasa 1 astea 3 ore jumate, 4, și de acolo e mai easy, peasy, lemon squeezy. Ha, să vedem ce mai întâmpinăm pe drum. Am ajuns la Plymouth Station. Hai să intrăm. Asta e trenul, l-a afișat la linia 5. Hai să mergem. Trebuie să ajungem la platforma numărul 5. Bam, bam, bam. Hai că m-am făcut și vloguri de călătorie între timp. N-am ce să zic, e mai curat un pic la ăștia decât la noi. Prin subsoluri. Op, așa. Sper că nu zdruncim prea tare GoPro asta. Platforma 5 și 6. Hai să vedem.
Băi, am ajuns la Paddington, dar aici, pentru că am fost deviați un pic, am ajuns cu o mică întârziere. Și acum trebuie să ne grăbim un pic așa spre metrou. Mergem la underground frumos și o să luăm un metrou care ne va duce la o altă stație de tren și de acolo luăm un tren spre Luton. Ne auzim în metrou. Am reușit să intrăm la metrou și suntem la Paddington. Avem 6 stații de mers cu metrou, 1, 2, 3, 4, 5, la 6 la Farrington. Vom cobor platforma 16. Adică de ce mă întrebați asta? Bă, da, este un friguț aici. Bă, băiatule, bă, e friguț rău de tot. Mai friguț ca la mine. Unde locuiesc? Câte linii de metro ai aveți, bă, băiatule? Au, de ce e aici? Bă, zici că e harta Bucureștiului. Ia uite, Unirii Aviatorilor, Aurel Vlaicu, 1 decembrie, 23 august. Ce mai avem pe aici? Drumul Taverei, Gara de Nord, hai că e bine. Hai, ne auzim din metroi. Mergem la Băneasa Chat. Mind the gap between the train and the platform. This is Paddington. Și avem 6 stații. This is the Circle Line train via Baker Street and King's Cross St Pancras. The next station is Edgware Road. Și am ajuns la aeroport. Acum avem de stat, de așteptat și de făcut un test de dimineață. Ia vedem ce ne zic ăștia aici. Trebuie să purtăm mască, să ne luăm la revedere de la familie. Am început bine. Avem și noi ceva deschis să petrecem câteva ore pe aici, cred că avem. Ha, ne auzim mai încolo. Ora 2:05, 1:55. Pozitiv. Nu mișcă musca în aeroport. Suntem noi și praful. Și pulberea. Bate vântul, frunza în dungă, mai sunt trei oameni aici. La noce caliente. La dracu un praznic. Mai avem 3 ore până la testul covrig și încă vreo 5 până la îmbarcare și vreo 6 până la plecare. Ce curse mai sunt? Capac. Ia să vedem. Reykjavik. Ăștia suntem noi, 7:45. Unde se mai pleacă? În Polonia, în Ucraina, în Tenerife, în Irlanda, în Lituania, iar în Polonia, în Letonia, Irlanda și Spania. Cam asta sunt cursele pe azi. Opa, așa. Cred că mergem înapoi la costa. Se lavi. Ne mai luăm o cafeluță, ne mai luăm un șemvițel. Așa e. Right.
Bă, băieți, am ajuns și suntem bine. Dați like, share și subscribe. Haide, pa. Ne auzim la prima destinație. Bună dimineața, ne aflăm în faimoasa Islandă cu păsări călătoare și versanți abrupti. Observăm câteva utilaje și o șosea, o autostradă ca în palmă.